Un polițist din Târgu Frumos, județul Iași, a fost prins beat la volan chiar de către colegii lui. Polițistul lucra la ordine publică și a fost tras pe dreapta de către colegii de la rutieră. Polițistul s-a dat de gol singur în timp ce se deplasa spre birou. Polițiștii de la rutieră opriseră un șofer în trafic și îi verificau actele, moment în care colegul lor a trecut pe lângă ei și a încetinit inexplicabil. Crezând că are probleme, colegii lui au venit să verifice ce s-a întâmplat. Nu a fost nevoie de nicio întrebare sau test pentru că șoferul mirosea puternic alcool. A fost făcut totuși testul alcool-test pentru a fi probă la dosar, pentru că polițistul s-a ales cu un dosar penal. În fața magistraților, acesta a susținut că a băut doar tinctură de propolis și asta pentru că se simțea rău după ce a mâncat. Inculpatul a consumat băuturi alcoolice în timp ce se afla la domiciliu. Inculpatul a declarat că, întrucât se simțea rău, acuzând frisoane, stări de greață, simptome specifice unei toxinfecții alimentare, probabil din cauza că în jurul orelor 17:30 mâncase pizza și hamburger cu diverse sosuri. În intervalul 21:10-21:35 a consumat aproximativ 150 de mililitri din tinctură de propolis făcută în casă din alcool dublu rafinat de 90 de grade și propolis solid lăsat la macerat în alcool, despre care a arătat că reprezintă un medicament des utilizat în diverse afecțiuni. Cu toate acestea, întrucât urma să intre în serviciul de ordine publică în schimbul 3 la poliția orașului Târgu Frumos, în jurul orelor 21:35 a plecat din casă spre serviciu, conducând autoturismul susmenționat. Spun anchetatorii, relatează mesajul.ro.